Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorumbach și vă prezint știrile publica.md. Fără frică de Dumnezeu, un bărbat de 29 de ani și un copil de 14 ani au încercat să fure mai multe obiecte de cult dintr-o mănăstire din raionul Căușeni. Bănuiții au urcat în podul lăcașului în momentul în care se desfășura una dintre slujbe și au stat acolo până s-a lăsat întunericul. Intenționau să plece acasă cu lănțișoare și cruciulițe din aur și argint în valoare de aproximativ 125.000 de lei, însă în ultimul moment au fost trădați de mirosul neplăcut al șosetelor. Culturile agricole ar putea fi compromise dacă vor cădea din nou ploi cu grindină. Stocul de rachete antigrindină este aproape epuizat, fiind folosit pentru prevenirea intemperiilor de până acum. Pentru suplimentarea lui sunt necesar cel puțin 13 milioane de lei, bani ce deocamdată nu au fost identificați. Astăzi este ziua cea mare pentru absolvenții de liceu care au depus contestații. Aceștia vor afla rezultatele finale ale examenelor de bacalaureat. Notele finale ale elevilor vor fi afișate în toate centrele de bac din țară. Anul acesta au fost depuse peste 14.000 de contestații din numărul total de 72.000 de lucrări. Transportul nocturn în capital a devenit de ieri realitate. Regia de transport electric a lansat un proiect pilot de prelungire a programului troleibuzelor de pe liniile 22 și 24 până la ora 2 noaptea. Călătorii au rămas plăcut surprinși de această inițiativă. Un bărbat din Belarus a pornit cu o barcă improvizată spre America de Sud, însă expediția lui a fost un eșec total, întrucât vasul a fost la un pas de a se scufunda. Acesta a fost salvat de garda de coastă română în largul Mării Negre. Embarcațiunea a fost construită chiar de aventurier pe un corp de lotcă și era dotată cu acoperiș și catar cu pânză. Salvatorii români spun că bărbatul suferea de deshidratare și hipotermie. Cetățeanul Belarusului a ajuns la spital, unde a și povestit că a pornit de pe o plajă aflată la 30 de km de Odessa la sfârșitul lunii trecute și intenționa să ajungă pe continentul sud-american. Aproximativ 4.500 de imigranți au fost salvați în ultimele 24 de ore de garda de coastă italiană în largul Mării Mediterane. Oamenii erau la bordul mai multor embarcațiuni supraaglomerate. Peste 30 de echipe de intervenție și 5 vase ale marinei militare au participat la operațiunile de salvare din canalul Siciliei. Dacă ați fost martor unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagine în secțiunea știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând!